Drumul succesului întotdeauna a fost un drum greu. Succesul necesită multă muncă, multă răbdare, curaj, pentru a face față tuturor provocărilor vieții. Succesul nu vine niciodată ușor și nu există scurtături care să te ducă direct către acesta, fără să te împiedici de obstacole. Nu există nicio cale de aur care să te ducă către perfecțiune. Mai degrabă, perfecțiunea este calea de aur și până când nu vei păși pe ea, țelurile tale vor fi de neatins. Așadar, trăiește-ți fiecare zi ca un învingător, depășindu-ți propriile așteptări. Foarte multe celebrități au fost nevoite să depășească numeroase obstacole în calea lor pentru a atinge culmile succesului. Când erau mici, nici nu îndrăzneau să viseze că vor ajunge să fie adorați de oameni. Au început modest și datorită ambiției, efortului și spiritului de învingător, câteva dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood au reușit să întoarcă soarta în favoarea lor. Acum au averi de milioane, case scumpe, statut de celebrități și satisfacția că au demonstrat că se poate. Walt Disney a fost concediat de la ziarul la care lucra ca și caricaturist pentru că ducea lipsă de imaginație. Interesul său pentru animație a dus în 1922 la deschiderea propriului studio de film, însă un an mai târziu, din cauza problemelor financiare, a fost nevoit să-l închidă. A fost respins de peste 300 de ori înainte de a primi, în cele din urmă, finanțare pentru proiectul său, studioul de animație Disney. Sarah Jessica Parker a fost cea mai mică dintre cei 4 copii ai familiei. A avut o copilărie săracă într-un oraș minier din statul Ohio. Părinții ei au divorțat când avea doar 2 ani, iar la scurt timp, mama ei s-a recăsătorit și a mai făcut încă 4 copii. Cu atâtea guri de hrănit, mama casnică și tatăl vitreg, șofer de camion, au dus-o foarte greu. Ascensiunea sa a început însă foarte repede. A primit primul ei rol pe Broadway la vârsta de doar 11 ani. S-a mutat în Hollywood în 1981 pentru a juca în serialul SquarePants. În momentul de față, averea ei este estimată la suma de 130 de milioane de dolari. Oprah Winfrey, cea mai bogată femeie din televiziune, a fost violată la 9 ani, iar la 14 ani a născut un băiat care a murit. Născută în Mississippi de către doi părinți care erau adolescenți necăsătoriți, Oprah a fost crescută de bunica ei până la vârsta de 6 ani. După care s-a mutat în Milwaukee pentru a locui alături de mama și sora ei vitrigă într-un internat. Ulterior a fost trimisă să locuiască cu cel pe care îl considera ca fiind tatăl ei, un frizer din Tennessee, care s-a ocupat de educația ei. În liceu a ajuns să prezinte știrile la un post de radio și talentul ei a recomandat-o ulterior în televiziune. Viitorul i-a rezervat numai surprize, iar acum este deținătoarea propriului imperiu media. Are o avere de aproape 3 miliarde de dolari. Ideea Joanne Rowling de a crea personajul Harry Potter a venit în timp ce călătorea din Manchester spre Londra, într-un tren care a avut 4 ore întârziere. În următorii 7 ani însă, a fost lovită din plin de moartea mamei sale, divorțul de primul ei soț, George Arantes, și sărăcia în care a fost nevoită să o crească singură pe fiica ei, bazându-se doar pe ajutorul social. A scris primul roman din serie în mai multe cafenele unde mergea mereu însuțită de micuța Jessica. În 1995 a trimis manuscrisul la 12 edituri, însă toate au respins-o. Doar un an mai târziu, editorul Barry Cunningham a acceptat-o datorită fiicei lui de 8 ani, care s-a arătat foarte entuziasmată de povestea tânărului vrăjitor. De aici și până la o avere de 1 miliard de dolari, au mai fost doar câțiva pași. Născut și crescut în Canada, amuzantul Jim Carrey nu a avut prea multe motive să râdă când era mic. În timpul liceului, locuia împreună cu familia într-o rulotă și lucra pe post de om de serviciu pentru a-și ajuta părinții. La 15 ani, a renunțat la liceu și, susținut de părinți care s-au mai redresat financiar între timp, a început să livreze spectacole de comedie în deschiderea unor artiști mai experimentați. Acum este unul dintre cei mai apreciați actori de comedie. Înainte ca Harrison Ford să devină Han Solo, personajul fictiv din prima trilogie Războiul Stelelor la vârsta de 30 de ani, lucra ca tâmplar autodidact și depunea tot efortul pentru a-și întreține familia. În ziua în care i s-a oferit primul său rol secundar, avea deja 29 de ani și monta un dulap în casa lui George Lucas, regizorul și producătorul de film. La vârsta de 20 de ani, Sylvester Stallone era un simplu vânzător la un magazin alimentar. A trecut prin perioade dificile ale vieții, ajungând să vândă toate bijuteriile soției pentru a-și hrăni familia. La un moment dat a fost atât de disperat încât a fost nevoit să-și vândă câinele cu 25 de dolari. Cum ai vrea să rămâi în memoria celorlalți atunci când nu vei mai fi în viață? Își va aminti cineva de numele tău? Va dori cineva să știe cum ai trăit? Cât de curajos ai luptat împotriva eșecurilor? Viața ne este dată pentru a evolua continuu, pentru a ne stabili obiective care să aprindă în noi flacăra victoriei, acea flacără care să ne dea curaj să ne trezim în fiecare dimineață și să ne autodepășim, să urcăm treaptă cu treaptă fără a renunța atunci când ne împiedicăm de obstacole.
Nu contează ce vârstă ai acum sau domeniul tău de activitate. Chiar dacă nu există nici cea mai mică oportunitate de a te ridica de pe banca de rezervă în domeniul în care activezi, având în vedere existența unor schimbări radicale, șocuri suferite cum ar fi bolile, traumele, există posibilitatea de a excela în alte domenii, dacă te vei concentra asupra talentelor tale. Punctul în care ajungi și trebuie să alegi între a face ceva care te va scoate din zona ta de confort și în a ceda în fața temerilor tale, este exact răscrucea care determină dacă vei reuși să obții succesul. Doar tu alegi dacă vei adopta poziția de învingător sau vei alege calea celui învins de fricile sale, care va continua să trăiască liniștit în zona sa de confort. Trebuie să fii conștient că pentru a fi victorios în propriul joc, în propria-ți viață, nu vor exista loc și timp mai potrivit decât aici și acum. Și parafrazându-l pe Bob Dylan, noi dacă nu suntem ocupați să dăm naștere, atunci suntem ocupați să murim. Așa că mai bine, dedică-ți timpul pentru a-ți atinge țelurile. Nu uitați să vă abonați la canal, prieteni, și să apăsați clopoțelul. Pe curând!